Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și sunteți doamna Eugenia. Da, doamna Eugenia. Da. Și aveți azi în calendar o cifră cu roșu scris acolo, care sărbătoriți ziua de naștere, da? Da, o să frumoasă, da. Bogată. Cu această ocazie venim și noi. Cineva drag dumneavoastră, care vă semează și vă apreciază, a dorit să vă surprindă frumos prin acest gest frumos. Și dacă vă dați seama din partea cui poate fi această surpriză? Din partea copiilor, sau băiatul Alexandru, sau fata Anișoara. Dar poate fi și soțul. Soțul nu. Copiii sunt de parte. Da. Copiii sunt de parte și le duc și eu dorul și îi duc și ei dorul. Da, se vede. Și lipsa. Se vede, da. Țineți aceste flori frumoase. Mulțumim. Aveți și o tortă ce să conduceți cu cei dragi. Mulțumim frumos. Și o mică amintire cu cea mică. Asta s-a așteptat, da? Avem și un mesaj. Dacă îmi permiteți să dau citire. La mulți ani, dragă mămică. Ai știut mereu să fii protectoare, să fii sprijinul nostru și alături de tăticul ne-ai crescut frumos, cu un bun simț și principii sănătoase. Îți mulțumim pentru tot și îți dorim tot ceea ce este mai bun în astă lume. Chiar dacă suntem departe fizic, îți suntem aproape cu gândul, inima și sufletul. Te vrem sănătoasă mulți, mulți ani de acum înainte. Te iubim cu stimă și cu drag, copiii. Amândoi. De data asta amândoi au făcut poze. Da, în frunte cu fica Ana. Sănătate zile multe izbând în tătii și întâlniri cât mai grabnic. Ori acasă aici, ori acolo, departe. Departe. Mulțumim frumos dumneavoastră, sănătate și drum bun înapoi. Și numai bine. Mulțumim frumos. Surpriza a fost mare. Cu 2 ani în urmă n-am așteptat și a fost șoc. Dar am udem șoc, a fost așa, vot 10%. V-ați deprins un pic, da. M-am gândit eu dimineața la ceva, la un complot. La un complot. La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim frumos, nu m-am așteptat.